Biserica Sfântul Vasile Victoria, ocrotită de Marele Arhiepiscop Capadocian, își va sărbători hramul istoric în prima zi a anului nou. Cu acest prilej, încă din această seară, în locașul de cult de pe Calea Victoriei, a fost săvârșită vecernia unită cu litia. Mâine dimineață va fi oficiată Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Parohia Sfântul Vasile Victoria revine, iată, cu un program duhovnicesc, având în vedere că acest hram, așa cum a spus noastră, este hramul istoric al bisericii noastre, un hram pe care l-a purtat, de fapt, trei sfinte altare, trei biserici, astfel încât suntem și noi nevoiți și bucuroși totodată să îl prăznuim, să îl sărbătorim pe Sfântul Vasile cel Mare. Într-adevăr, în fiecare an, schimbarea anului vechi cu cel nou pe noi ne-a găsit în biserică, astfel încât noul an a fost întotdeauna început cu rugăciune către Bunul Dumnezeu și, bineînțeles, către Sfântul Ierar Vasile cel Mare într-un chip deosebit. Pe 1 ianuarie, începând cu ora 8:30, vom săvârși utrenia și liturghia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, o liturghie, bineînțeles, deosebită din punctul nostru de vedere, pentru că ne pregătim să primim și credincioși așa cum se cuvine și să fie într-adevăr o slujbă de hram. Într-un an în care Biserica Ortodoxă Română a omagiat pastorația familiei și copiilor și a comemorat pe filantropii ortodoxi români, viața Sfântului Ierarh Vasile cel Mare ar trebui să fie pentru credincioși o oglindă care reflectă sfințenia familiei și valoarea milei creștine. Desigur că pentru noi hramul Sfântului Vasile cel Mare ne invită. Ne invită la o aprofundare a vieții sale și, bineînțeles, totodată la învățăturile pe care le desprindem din viața Sfântului Vasile cel Mare. De bună seamă, observăm că Sfântul Vasile cel Mare a făcut parte dintr-o familie numeroasă. O familie atât de frumoasă și de numeroasă încât din trâns au ieșit doi ierarhi, încă un pusnic, o monahie și el, sigur că da, marele ierarh al Capadociei, care a strălucit între toți frații. De asemenea și o bunică Macrina, o bunică sfântă care i-a crescut într-un dor de Dumnezeu și într-un dor de rai. Deci observăm că din viața Sfântului Vasile cel Mare, familia trebuie să fie una sfântă și una care să ne îndemne, să ne cheme la o lucrare frumoasă, sfințitoare. De asemenea, tot din viața Sfântului Vasile cel Mare, învățăm că lucrarea pe care o facem pe pământ este foarte importantă. Și anume, Sfântul Vasile cel Mare a fost unul dintre cei mai mari filantropi. El a fost inițiatorul, pionerul, am putea spune, filantropiei mari, la scară mare a bisericii, pentru că a înființat acele vasiliade numite spitale sau bolnițe în care, practic, erau cartiere întregi într-o cetate unde Sfântul Vasile cel Mare și credincioșii aveau grijă de toți și năpăstuiți, școli care aduceau lumină și învățătură într-o vreme foarte grea. Cel mai important odor al Bisericii Sfântul Vasile Victoria este o raclă în care se păstrează un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci, precum și alte fragmente din moaștele mai multor sfinți ai bisericii noastre.